Individul a fi lovit-o cu pumnul în față, iar apoi a plecat fără nicio remușcare. Victima susține însă că e amenințată într-una de agresori și se teme să nu fie atacată iar. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. El a sărit în momentul în care m-a lovit, practic cu toată puterea corpului. Scenele violente au fost filmate de o cameră de supraveghere în parcarea din fața unui bloc din cartierul Drumul Taberei, în care locuiesc atât victima cât și agresorul. În imagini se observă că cei doi au un schimb de replici, după care bărbatul se întoarce brusc și o lovește pe femeie cu pumnul în figură, iar ea se prăbușește la pământ. Câțiva pași a făcut victima de la mașină până la alea care duce spre scara blocului. Aici a fost lovită cu putere, atât de tare încât în momentul în care a căzut s-a lovit puternic și la șold. Mi-am parcat mașina, m-am dat jos cu plasele de cumpărături, dumnealui m-a așteptat lângă mașină și a început să mă jignească foarte tare. Singurele cuvinte pe care le-am spus a fost: cum îți permiți să-mi vorbești așa, sunt și femeie, ce fel de bărbat ești? Moment în care s-a întors și m-a lovit direct. Cu o putere de neimaginat, am căzut pe spate, am văzut stele. Și dureri foarte mari în partea aceasta și la cap. A lovit cu pumnul. Cu pumnul, cu toată puterea, da. Iar furia individului nu s-ar fi oprit aici, povestește femeia care a făcut plângere la poliție. Ea îl acuză pe individ că de când a fost audiat de agenți, o amenință într-una. La câteva zile m-am întâlnit cu dumnealui în colțul blocului și mi-a spus direct: nu ai nicio probă împotriva mea, eu nu voi păți nimic. Stăteam pe băncuță cu cățelul meu în brațe și a venit și a stat 10 minute, preț de 10 minute, cu telefonul în mână la 2 metri de mine. Efectiv, nu se mișca, stătea așa. Agresorul e liber. Anchetatorii nu au considerat că trebuie cercetat nici măcar sub control judiciar. Cum e vecin cu victima, aceasta din urmă spune că se teme să nu fie atacată iar. Nu poate să ceară nici ordin de protecție din pricina legii. Avem tocmai pe site-ul MAIR-ului pus în discuție modificarea ordinului de protecție și a legii care reglementează ordinul de protecție. Din nefericire, ordinul de protecție, la momentul la care discutăm noi, este aplicabil doar relațiilor de familie sau relațiilor de concubinaj. Odată cu modificarea, care sunt convins că o să intervină, o asemenea situație ar fi fost foarte bine și ușor de tranșat prin emiterea unui ordin de protecție de către polițist. Nu vorbi cu el, bine secret. Numai că nu este ok. Trebuie tras la răspundere. Contactat de echipa știrilor Canal D, bărbatul a negat acuzațiile. A spus că doar a împins-o pe femeie după ce aceasta l-ar fi amenințat. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și amenințare.